Sâmbătă noaptea, trei echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Drobeta Turnul Severin au intervenit de urgență pentru descarcerarea unei persoane, victima unui grav accident rutier produs pe DN6, în zona Gura Văii. Accidentul a implicat un autoturism și un autotren, provocând o intervenție complexă a autorităților. La locul incidentului au fost mobilizate rapid o auto specială de descarcerare, o auto specială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță Smurd și o ambulanță Saj. Intervenția promptă a echipajelor de urgență a fost crucială pentru gestionarea situației. Pompierii au folosit accesoriile din dotare pentru a descarcera victima, șoferul autoturismului, un bărbat în vârstă de aproximativ 47 de ani. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnul Severin a intervenit pe drumul național 6 în zona Taverna Sârbului la un accident rutier produs între un autoturism și autotren cu o victimă încarcerată. Am intervenit cu auto specială de lucru cu apă și spumă, o descarcerare, un Smurd și 11 subofițeri. Ajuns la fața locului, am constatat că una dintre victime era încarcerată, s-a procedat la descarcerarea acesteia, din păcate fiind declarat decesul de către medicul Saj. Șoferul autotrenului a fost transportat la UPU Drobeta Turnul Severin de către Smurd. Cea de-a doua victimă, șoferul autotrenului, a fost transportată conștientă și cooperantă la unitatea de primiri urgențe Drobeta Turnul Severin de către echipajul Smurd. Pe lângă operațiunile de descarcerare și acordarea primului ajutor, pompierii militari au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor, prevenind astfel riscul unor eventuale explozii sau incendii la locul evenimentului. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cauzele exacte ale acestui tragic accident. Traficul pe DN6 din zona Gura Văii a fost restricționat temporar pentru a permite intervenția echipelor de salvare și cercetarea amănunțită a locului accidentului.